Venit, suntem la conferința de presă înaintea meciului cu Viking de mâine seară, o partidă așteptată cu mare entuziasm de toată lumea, în special de suporteri, cărora le mulțumim pentru modul în care s-au comportat la nivel de cumpărături. Și o să-i dau cuvântul domnului Nicolae Dică să vorbească despre joc, apoi vă stă la dispoziție pentru întrebări. Vă rog. Bună ziua! Ne așteaptă o partidă foarte grea. Este un meci internațional, un adversar foarte bun din punctul meu de vedere. O echipă care a eliminat Sparta Praga înseamnă că este o echipă bună. Este o echipă nordică cu o organizare defensivă bună, agresivi. Pe faza ofensivă au calitate jucători de la mijlocul terenului în sus care pot face diferența oricând, jucători de viteză. Ne așteaptă o partidă foarte grea, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Aveți amintiri și bune și mai puțin bune cu nordicii. Unele le-ați pierdut, altele le-ați câștigat, cum a fost cu Valerenga, cu Strømsgodset. Cum e Vikings față de ceea ce a fost înainte? Unu, eu nu trăiesc în amintiri, da? Și doi, trăiesc prezentul în acest moment. Trebuie, cum am spus mai devreme, să reușim să facem o partidă foarte bună și pe faza defensivă și pe faza ofensivă, ca să reușim să facem un rezultat pozitiv. Adică și pentru meciul 2 să ne ținem șanse de calificare. Vă doriți un rezultat care să vă asigure oarecum liniștea pentru meciul retur? Orice rezultat vom obține nu ne va asigura liniștea pentru meciul retur. În fotbal se poate întâmpla orice. Știți foarte bine, au fost echipe mari care au câștigat 4-0 pe teren propriu și în deplasare au fost întorși. Deci orice rezultat vom obține mâine seară, nu vom avea liniște. Trebuie să fim pregătiți pentru cele două jocuri. Ați avut emoții că s-ar putea să nu se joace cu spectatori? Da, discuțiile pe care le-am avut cu mine, credeam că nu o să întâmple nimic, pentru că acel steag nu reprezintă mai nimic din punctul nostru de vedere. Dar, până la urmă, este important că vom avea suporterii alături de noi. Ați văzut și voi, am simțit-o și eu, stafful meu și jucătorii pe propria piele atunci când suporterii sunt alături de echipă. Echipa a reușit să întoarcă rezultatul. Mă bucur, îi felicit pe această cale. Au fost duminică seara 11.000 pe stadion, dar i-am simțit ca și cum ar fi 40.000. Așa atmosfera au făcut. La 2-0 pentru adversar să ne încurajeze și datorită lor am reușit să întoarcem rezultatul. Vânzări record de bilete în perioada asta. Da, într-adevăr, mă bucur că oamenii vin la fotbal, ăsta este un lucru pozitiv și mă bucur în primul rând că reușim să le facem cât o bucurie, pentru că societatea, știți și voi, trecem prin momente dificile, oamenii au multe necazuri și sperăm ca și mâine seară să reușim să le facem o bucurie, pentru că de asta vin la meciuri. V-ați dat telefonul zilele acestea? Pentru ce? Pentru bilete, invitații. A sunat foarte mult chiar. De când am venit, sunt prieteni care vor să vină la meciuri, familia. Dar pentru meciul acesta? Da, și pentru meciul acesta și pentru meciul dinainte. Dar ce simțiți să vedeți că de când sunteți la echipă 25 cu Demicu Savurtalo, 40.000 cu... Mă simt foarte bine, dar important, foarte important este pentru jucători, că oamenii vin în număr mare la stadion și îi încurajează. Pentru că asta se vede, o atitudine bună, asta le cer, îmi doresc la fiecare meci să avem atitudine bună, că doar așa putem să reușim să câștigăm jocurile. Nu vom reuși să câștigăm jocurile doar dacă intrăm pe teren, că avem echipament frumos și că este lume în tribună. Nu, trebuie să dăm totul pe teren pentru a câștiga meciurile. Sperați să... Am văzut că alternează sistemele de joc, 4-3-3, 3-5-2, depinde de la meci la meci. Bravo, ești informat. E mai dificil să pregătiți meciul ăsta așa? La ce vă așteptați? Da, într-adevăr, cum spui și tu, ei au, în mare așa, au folosit două sisteme, un 1-4-1-4-1 și acel 1-3-5-2 sau 5-3-2 pe faza defensivă. Am pregătit pentru cele două sisteme, și defensiv și ofensiv, ce avem de făcut. Pentru 4-1-4-1 am mai jucat cu echipe de genul ăsta care joacă cu 4 pe linia de fund, nu a fost foarte greu, dar pentru acest sistem 3-5-2 trebuie să schimbăm anumite lucruri pe faza defensivă, cum facem pressing-ul, dar am lucrat în antrenament. Sperați să nu mai fiți la antrenamente.
mai ales după golurile încasate în ultimul meci din Eu campionat. Lucrez și faza defensivă și faza ofensivă. Am o zi pentru faza defensivă, o zi pentru faza ofensivă. Deci le lucrez pe amândouă. Nu pun accent ceva mai mult pe o fază sau pe alta. Spera să nu mai fi... să fim bine cu amândouă fazele. Joia suntem pe faza ofensivă. Pe ziua, dacă jucam din săptămână în săptămână, da, posibil. Sper să nu mai fi spus în situația să fie nevoie de o criză de nervi la pauză, cum s-a întâmplat la meciul cu Chindia. Se întâmplă la anumite jocuri să nu-ți iasă totul din prima, dar important este că băieții au avut reacție după pauză și că am reușit să facem o repriză a doua foarte bună, din punctul meu de vedere. Pare o constantă la FCSB să se caute fundaș central, patronul tocmai a anunțat că Buena nu mai intră în calcule. Da. Ați deschis așa căutările pentru încă un... Da, începem să căutăm, da, fundaș central. Ce se întâmplă cu Rashid? El acum este și accidentat după meciul cu Chindia. A avut unele probleme și înainte și am decis împreună cu patronul echipei, cu Meme, să căutăm un alt fundaș central. Și ce se va... Pentru că îmi doresc, în primul rând îmi doresc ca jucătorii să fie pregătiți. Că joacă în campionat sau că joacă în Europa, că intră 10 minute, că intră 90 de minute, jucătorii trebuie să fie pregătiți. Eu nu vreau jucători care să facă mofturi la antrenament sau la jocuri când intră și când sunt schimbați. Nu, pentru mine sunt foarte importanti jucătorii de pe bancă, ceea ce l-am transmis înainte de meciul cu Chindia, jucătorilor care erau pe bancă, că să fie pregătiți. În orice moment pot să intre și să facă diferența, pentru că am nevoie de jucători care să vină de pe bancă să-mi facă diferența. Pot să joace 10 minute și să aducă un aport important echipei și să câștigăm jocul. Cum s-a întâmplat la meciul cu Chindia la pauză, când cei trei primii care au intrat au schimbat jocul echipei și am reușit să întoarcem în 10 minute rezultatul. Așa vreau să am jucătorii mei. Nu să văd jucători supărați că joacă în campionat și nu joacă în Europa sau invers. Sau că a fost pe bancă și că a intrat 20 de minute. Sau că n-a intrat deloc la meciul respectiv. Că e posibil peste două jocuri să am nevoie de el și nu va fi pregătit. Jucătorii mei trebuie să înțeleagă că trebuie să fie pregătiți mereu. Buena, făcut mofturi? Nu vreau să spun doar de Buena, am spus în general. Așa jucători vreau să am la echipă. Da? Pare că jucători, așa un semnal de alarmă pentru jucătorii știu treaba asta și am avertizat. Apropo de transferuri, Mihai Stoica a anunțat aseară că Pavel Șafranco nu mai vine, a picat mutarea. Da? Așa este atunci, dacă v-a anunțat așa, înseamnă că așa este. Vom vedea ce... Da, va trebui să aducem atacant, sper să reușim să-l aducem. Vă gândiți totuși la el, vă mai gândiți la el sau a picat de tot? Dacă a picat, nu știu dacă a picat 100%. Vom vedea ce, eu știu ce discuția. Nu vorbesc eu cu impresari, cu jucători. Nu este treaba mea. Treaba mea este să antrenez. Dar e atât de greu de găsit un atacant. Mă gândesc că FCSB n-are. Păi hai să facem, de exemplu, te întreb pe tine, din campionatul României, ce jucător, ce atacant ți-ar plăcea să vină la noi? Hai să facem. Din campionatul României poate că nu sunt, dar... Da, ok. Cum au reușit CFR să aducă poate pe Malele sau... S-au găsit pentru alte cluburi. Da, toți jucători care a fost în România au reușit să aducă tot un jucător care a fost în România. Și noi am încercat, de exemplu, cu Șafranco să-l aducem pe el, jucător care a fost în România, da? Vom încerca să am așteptat, eu știu, atâtea zile pentru un atacant, acum vom vedea, vom căuta alte piste dacă a picat pista aceasta. Ați adus multe... Nu este ușor să aduci, trebuie să aduci un atacant de valoare, un atacant care... cât de cât să fi făcut ceva pe la echipele unde a fost. Și ca să vină, are nevoie de timp. Nu poate să... Doar dacă este antrenat, eu știu, 100%, dacă s-a antrenat cu echipă, dacă s-a creat un colectiv, da, ok, poți să spui că vii și l-aduci și că poți să-l bagi, dacă este un jucător pe care îl cunoști. Ați adus multă lume la stadion, însă pe patronul echipei n-ați reușit să-l aduceți. Nu am adus eu lumea, jucătorii au adus cu atitudinea lor, cu rezultatele echipa pe care le-au făcut în ultima perioadă. Datorită lor, oamenii au venit la stadion și apreciază. Da, și vinirea noastră. Da. Eu am spus la o conferință că atunci când am semnat cu Steaua, am spus că dorința mea este să-l văd pe patronul echipei cu familia în tribună. Bine în grupe. Așa. Doamne ajută să reușim să ne calificăm în grupe și ăsta este un lucru bun. Cum ar fi să ca echipa să aibă un stadion? Așa cum și-a propus patronul. Ce să aibă un? Stadion. Propriu că stadion. Să fac un stadion de 100.000 de euro. Azi dimineață. Da. Ca Barcelona. Da. Ar fi, da, extraordinar. De exemplu, pentru orice echipă care ar avea stadionul ei ar fi foarte bine. Da, v-ați dori ca echipa să aibă o casă? Da, normal. Așa, o mare bază? Normal. Cum avem această bază foarte frumoasă, pentru orice echipă să aibă un stadionul ei, este foarte bine. Vă vedeți antrenând și jucând pe un stadion cu 100.000 de locuri, cu 100.000 de oameni? Dar de ce nu? Păi de acum. Dar în Ghencea vă vedeți antrenând? Cu FCSB? Da, de ce să nu mergeți și noi acolo?
Voi știți foarte bine că s-a durit treaba asta, suporterii vor, dar nu ține de mine, nu ține de clubul nostru. Din ce știu, clubul a făcut toate demersurile ca să putem să jucăm și acolo. Puteți să umple și un stadion de 100.000 de locuri? Eu cred că dacă vom avea rezultate, da, cu siguranță. Pentru că oamenii sunt dornici să vină la fotbal, sunt alături de echipă, avem foarte mulți suporteri în țară și eu cred că dacă echipa va ajunge în Champions League, de exemplu, cu siguranță va putea să umple și un stadion. Poți să știi, pentru că acum 2004, acum 18 ani când a venit eu la Steaua, nu, se vorbea de Champions, 4 nu vorbea de Champions League, știți foarte bine. Și toată lumea spunea că nu. Și în 2 ani am ajuns în grupele Champions League, sau chiar un an de zile. Ceva și de, acum, un an, câți ani credeți că o să ajungeți în Champions League? Păi nu știu, eu am contract până în vară, vom vedea. Sper ca cât mai repede o echipă din România să poată să ajungă în Champions League. Este greu, m-am uitat și aseară, am văzut play-off-ul de Champions League, am văzut echipele, m-am uitat mai mult la Rangers cu PSV, dar și la Trabzon puțin cu Copenhaga, dar ați văzut și, nu știu dacă ați urmărit, ce ritm este acolo, jucători de calitate, dar știți cum e, la fotbal se poate întâmpla orice. Și Podobint, am văzut că au câștigat echipă. Da, un campionă, da. Ok. Dar cu ce aveți la dispoziție, vă puteți califica în Conference League acum? Da, bineînțeles. Când am venit la meciul retur cu Saburtalo, aveam un lot mai mic acum. Și am jucat cu jucători de 2002, atacant și decar, cu jucători în poartă under, la fel. Nu am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Am încredere în băieții mei, merg cu cine am, merg înainte. Sunt pozitiv întotdeauna. Deci, la meciul cu Chindia am terminat cu 5 jucători under. Am început cu 3, toate meciurile am început cu 3 under. Nu mi-e teamă de asta. Îmi place să risc, în general. Olagu și-a păstrat golul pentru meciul acesta. S-a întâmplat acum, a fost acea ocazie, minutul 93. Poate s-a relaxat atunci în ultimul moment și era cu poarta goală. Sperăm să reușească să marcheze la meciul de mâine seară, dacă va juca. Vorbea de tinereța din echipă, poate fi asta și o armă cu două tăișuri, pentru că pot ceda la presiune jucătorii tine. E mai ușor decât cei cu experiență. Da, așa este, dar cum am spus mai devreme, am încredere în jucătorii mei că pot duce meciul acestea de Europa la bun sfârșit cu bine. Apropo de Olaru, s-a tot vorbit despre transferul său. Am înțeles că nu pleacă până la meciul cu Vikings sau până se termină dubla. Ce șanse reale sunt ca el să plece după play-off-ul Conference League? Deci despre Olaru cu patronul echipei nu am vorbit absolut nimic despre vreo plecare a lui. S-a vorbit de ofertă de la Rangers? Nu știu. Dacă... A zis că deocamdată nu îl dă nici dacă vine Real Madrid. Uite, pe și atunci de ce mai am întrebat mine dacă a zis că nu-l dă? Ok? Cu plăcere!